Bună ziua, dragii mei! Astăzi facem o prăjitură cu stafide, cu ciocolată și cu alune. Și o să avem nevoie de următoarele ingrediente. 5 ouă, 150 de grame de zahăr, 100 de ulei, 250 de grame de făină, 16 grame de praf de copt, un praf de sare. Aici am pus rom, 50 de mililitri. Mai avem nevoie de 100 de grame de alune, 100 de grame de stafide și 100 de grame de ciocolată. Și să vedem modul de preparare. O să începem cu stafidele. O să punem romul peste. Și le lăsăm. Le dăm deoparte. Le dăm deoparte. Acum o să măcinăm alunele. Alunele sunt gata. Le-am măcinat un pic mai mare. Le dăm deoparte. Și acum o să punem bucățele. Gata, și ciocolata o dăm deoparte și într-un bol o să punem ouăle. O să începem și o să le mixăm. Adăugăm zahărul, jumătate. Adăugăm și cealaltă jumătate. Le zbatem până se facă de culoare albă, până devin spumoase. Acum
Acum o să adăugăm și sarea. Praful nostru de sare. Acum o să adăugăm și uleiul. Gata. Acum o să adăugăm făina cu praful nostru de copt, le amestecăm. Și o să adăugăm și stafidele. Cu alunele noastre care sunt măcinate un pic mai mare ca să fie crocante. Și cu ciocolata. Punem tot. După ce am amestecat bine, o să punem toată compoziția într-o tavă pe care eu am tapetat-o cu foaie de copt de 24 pe 34 este a mea. Foaie de copt am așezat, am împătrit-o puțin la margine și o așezăm în interior. Și o să răsturnăm toată compoziția. O să dăm la cuptor la 180 de grade, circa 30 de minute. Verificăm cuptura cu un bețișor. Întindem bine. Dăm la cuptor acum. Ia uitați, este gata. Acum am scos din cuptor.
văd dacă reușesc să o scot din tavă. Aceasta este prăjitura noastră. Este fierbinte, am să tai o bucățică. Să vă arăt cum este în interior. Să tai marginea. Este fierbinte, fierbinte. Asta este prăjitura. O putem da cu ciocolată pe deasupra. Uitați, am topit un pic de ciocolată. Putem presura puțin nucă și să punem 2-3 stafide deasupra. Să dă pe toată suprafața cu ciocolată. Este de moale și pufoasă. Deci am dat cu ciocolată. Acum o să punem câteva stafide deasupra. Și cu alune măcinate. Este prăjitura. Poate fi și însiropată pentru cine dorește. Vă urez o zi bună tuturor și mulțumesc frumos că m-ați urmărit.